180 de sportivi din Moldova, Ucraina și Belarus au participat la turneul internațional la haltere. Halterofilii au evoluat în 12 categorii de greutate. La ceremonie de inaugurare au participat miniștri și reprezentanți ai autorităților publice locale. Eu consider și este important în contextul campionatului Republicii U20-23, așa cum știe toată lumea, noi ca autoritate, împreună cu Federația de Halter, ne propunem ca 2019 să gânduim acest campionat la nivel european. De ce este important asemenea turnee de formare a tinerii generații? Pentru noi, ca Ministerie, este important să ne creștem rezervele care să reprezinte Republica Moldova pe categorii de maxima posibilitate pentru a păstra un sistem sănătos de sport, pentru a păstra un sistem sănătos de viață, pentru a putea să fim piloni adevărați ale Republicii Moldova. Adevărat, de domnul ministru a menționat că acum Federația noastră este mai multe comunități, dar eu sunt convins că pentru depune toate eforturile cu ministerul, cu oamenii din Bucii Părinții și cred că vom trece pe aceste obstacole. Vă doresc că am rezultat frumos, să vă bucurați pe voi, la antrenorii noștri și final să avem o competiție frumoasă și o competiție. Campioanele turneului au devenit și gazdele. Sportivii din Nisporeni au obținut 8 medalii, dintre care 2 de aur, 2 de argint și 4 de bronz.